ați ales ținutele în această seară? Albert a ales ținutele. El e Batman și eu sunt Catwoman. Da. Pornind de la ceea ce a dorit el să poarte în seara asta și mi-a ales și mie outfit-ul asortat direct, da, corespunzător cu ținuta lui. Ce ascunzi în poșeta astăzi? Care e cel mai important lucru pe care l-ai într-o poșetată de mică? O să știi că cel mai important lucru, pe lângă buletin și cheia de la mașină, să zic așa, talismanul meu pe care îl port de fiecare dată și vreau să îți arăt. Deci este o cruce de la Vatican, aceasta, și aceasta este o cruciuliță pe care am primit-o cadou de la mama unei studente, căreia i-am sponsorizat proiectul de diplomă, a făcut o colecție, a fost studentă la vestimentație, artă, și mi-a dăruit-o cumpărând-o de la Ierusalim. Și după părerea mea este dăruită din mare dragoste și respect și iubire și de aceea o port de fiecare dată, în fiecare zi. Deci indiferent dacă schimb geanta, talismanul este neapărat în geanta respectivă. Chiar dacă geanta este mult mai mică, deci găsesc loc pentru acest talisman. Crezi în destin? În destin? Da, cred în destin. Dar în același timp sunt convinsă că dacă ai de ales între mai multe drumuri și alegi tu un drum, e clar că ți-ai schimbat într-un fel destinul, dar lucrurile se întrepătrund până la urmă, adică o cale a vieții noastre e undeva hotărâtă de mult, dar bineînțeles că trebuie să ajungi și tu din când în când. L-ai influențat pe Albert pe un anumit drum în ceea ce privește cariera? Singura influență pe care am reușit să o realizez pentru el a fost atunci când am hotărât, când el avea 2 ani și 6 luni și 8 luni, l-am dat la British School. Aceea a fost, într-adevăr, singura influență, pentru că tot parcursul lui educațional și academic contează extraordinar și cred că această influență pe care am reușit să-i o dau se va vedea. Se vede și acum, dar se va vedea și în timp. Cum e relația voastră, relația mamă-fiu? E superbă, chiar mă înțeleg foarte bine cu mama. Și da, îi mulțumesc mult că m-a dat la British de mică. Știu perfect engleză, mai bine decât româna chiar. Deci o să fie foarte ușor în viitor să mă adaptez în alte țări. Și da, este noua. Ce faci acum? Ce faci în continuare? Ce facultate vrei să alegi? Păi acum, momentan, sunt pilot de curse. Mă dau la curse de mașini pe circuit. Și în viitor vreau să mă duc pe inginerie la facultate și după aceea să fac un master de business. Dar nu pot să citesc în viitor. În viitor, acum, vedem ce se întâmplă. Sună vara asta pentru tine și după pentru mama ta? Pentru mine sună foarte bine, sper. Vreau să ies mult să petrec, pentru că am avut acum examene și chiar am studiat foarte, foarte mult, deci vreau să petrec. Pentru mama, nu știu, face ce vrea ea, dar mergem într-o vacanță împreună, minim. Cu siguranță vom avea vacanța noastră împreună, că am hotărât oricum, nu numai atunci când a fost el mic, oricum, chiar dacă el a crescut, vreau să facem o vacanță împreună, după care și eu pot să fac o vacanță separat și el poate să facă o vacanță cu prietenii și colegii lui de școală. Știu că sunteți născuți în aceea zi. Cum e atmosfera ziua aceea? Cât de mare e petrecerea? În primul rând, până aproape anul trecut, a fost petrecerea lui, deci de ziua mea. Era foarte exciting când era el foarte mic. Îți dai seama că eram de ziua mea înconjurată de prichindei, de tot felul de jocuri, de tot felul de teme. Ne-am uitat de una zi pe niște CD-uri și am văzut poze multe și zilele lui de naștere au fost într-adevăr parte sau sunt parte din albume de-a lungul timpului, știi? Și în fiecare an a avut câte o temă. Și tema aia a însemnat de fapt costume, a însemnat o scenografie, o regie, o locație specială și este super mișto că într-adevăr voi rămâne eu cu acele albume, îți dai seama. El va pleca undeva în lumea asta largă, poate se va întoarce, să vedem dacă. Și da, deci am petrecut cu acei minunați copii. De la un moment dat, oricum la anul, am mai făcut o dată, acum vreo 10 ani. Da, când aveam eu 9 ani. Da, deci 9 ani. Mai puțin de 10 ani. Am făcut o zi,
masică împreună, cu două torturi separate, dar vrem să ne facem ziua împreună la modul foarte, foarte serios și deosebit la anul, când Albert va împlini 18 ani, iar eu 18 ani plus 42, adică 60, doamnelor și domnilor. Și în momentul ăla am zis că trebuie să fie un an special. Adică la anul va fi, într-adevăr, tortul de 60 de ani cu tortul de 18 ani. Chiar dacă el poate vrea să-și facă și ziua separată cu copiii, cu petrecere, cu clubbing, cu ceva, o vedea. Da, deci așa o să fie. V-ați gândit la o anumită temă sau e prea devreme? Prea devreme. Ma, ne-am gândit, am o temă de câțiva ani. Da? Pe ziua dacă ai. Păi nu, nu, nu vreau să o zic. Nu vreau să o zic. Atunci? Da. Chiar dați-ne un indiciu. Cu foarte multă apă. Cu foarte multă apă. Cu foarte multă mare. Cu apă, foarte apă, multă apă, ocean. Da, apă, apă. Ce calități ai luat de la mama ta? Păi, am luat multe calități. Nu pot să le numesc acum că sunt prea multe. Top 3. Top 3, creativitatea, fidelitatea și încă una să fie bună, frumusețea. Care e cel mai important lucru pe care l-ai învățat de la părinții tăi și l-ai transmis lui Albert? Cred că cel mai important lucru este încrederea pe care trebuie să o ai în forțele proprii. Și i-am transmis-o la fel de mic. Deci i-am dat încredere în el și l-am educat astfel încât să fie cât mai independent. Și de altfel l-am trimis în prima tabără la 3 ani și câteva luni. Gândește-te că de atunci au trecut atât de mult timp, atât de mulți ani, atât de mulți ani și de altfel cred că are la activ vreo 15 tabere sau mai mult de atât, în care a învățat lucruri foarte multe și de altfel s-a dezvoltat ca și copil, ca și adolescent, într-un mod foarte bine organizat, știe exact ce trebuie să-și ia cu el când pleacă, este prezent în toate treburile cotidiene, adică băiatul e pregătit pentru viață, chiar am zis, zic, atunci când o să stai cu o fată în casă, e bine să știi de toate, să duci farfuria la bucătărie și să știi ce să faci cu farfuria, cum poți să speli și un tricou, adică e foarte bine să știe un copil cu ăsta. Și chiar dacă el e băiat. Adică l-am învățat de mic și e super prezent în viața noastră cotidiană. Adică e... Spăli? Nu da. Numai că poți să spăli, chiar nu, spăl. Spală, da. Deci adică se duce și efectiv mă trezesc, mama, vezi că am băgat rufele negre la spălat. Ok, mersi. Da, deci cam așa ceva. Păcere. Acum bănuiesc că stați împreună, vrei să te muți singur în viitor apropiat? Băi, cred că la 18 ani, na, poate, cine știe. Dacă plec din țară, sigur mă muți singur la universitate, clar, că o să plec. Dar când vin, vreau să țin casa asta, că e superbă, e efectiv cea mai mișto casă. Deci vreau să stau tot în casa asta, poate să mută ea. Na, că mi-a zis-o. E, nu, face ce vrea, normal. Nu, da, deci e sigur că până la urmă putem să stăm și în casa asta, o avem și pe cea de la Otopeni. Este foarte important de targetat acum momentul examene, după aia A-level, după aia facultate, termină facultatea și se va gândi ce vrea să facă. Oricum, în principiu, de, cum să zic eu, de bun augur este că foarte mulți copii români la British School vor să se întoarcă după facultate în țară, să creeze aici lucruri noi și frumoase și să dezvolte România, ceea ce este extraordinar. Deci copiii noștri nu vor rămâne în străinătate acolo, își vor urma cursurile corespunzătoare, adică de facultate, având în vedere că au învățat într-un sistem britanic, e aproape normală chestia asta, și după care se vor întoarce în țară să... Dezvoltăm exact, economia, clădiri. Nu știu mai clădiri. Economia națională, da.